După 24 de ore de reținere, sătmăreanul care a încercat să mituiască un ofițer din cadrul Poliției de Frontieră Maramureș a fost lăsat în libertate. Tribunalul a respins propunerea procurorilor de a-l aresta preventiv pe o perioadă de 29 de zile, considerând că șpăgarul în vârstă de 50 de ani nu reprezintă cine știe ce pericol. Chiar dacă nu a ajuns după gratii, bărbatul are câteva interdicții de circulație, neavând voie să părăsească țara timp de o lună. Parchetul poate ataca decizia instanței cu recurs. Bărbatul care a încercat să cumpere bunăvoința unui polițist de frontieră pentru a scăpa de un dosar penal va fi cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în stare de libertate. Marți, sătmăreanul a fost prins de oamenii legii circulând pe DN19 cu auto utilitară încărcată cu sute de litri de alcool pentru care șoferul nu avea documente. A recunoscut că avea de gând să vândă ilegal marfa, iar polițiștii au deschis o anchetă pe numele său. La scurt timp, conducătorul auto a început să facă planuri pentru a scăpa de acuzații. L-a contactat pe ofițerul de caz și l-a invitat la o discuție, întrevederea având loc chiar a doua zi. Sătmăreanul i-a oferit polițistului 1000 de euro și 200 de litri de băutură pentru a-l scăpa basma curată, propunere pe care ofițerul a adus-o la cunoștința superiorilor. În cauză s-a organizat un flagrant, iar transportatorul de alcool a fost prins în timp ce încerca să plătească închiderea dosarului penal.